optimist, încrezător și plin de ambiție. Așa l-au cunoscut pe Dumitru Rotaru, colegii de la Agro TV Moldova. Un tânăr din satul Feteasca, raionul Hâncești, care s-a visat vameș, dar a continuat dinastia agricultorilor din familia sa. Colegii din Chișinău ne-au transmis o poveste de succes, numai bună de urmat și de alții. Am început tot de la 20 de ani. A fost în glumă, din tăi. De ce glumă? Fiindcă mi s-a spărut că e ușor, cum se spune. Se poate riezi. Agricultura este foarte grea. Asta a fost un vis de-al tatăl meu, care el de mulți ani se ocupă cu agricultura. În prezent, familia Rotaru gestionează circa 400 de hectare, iar în planurile de scurtă durată se înscrie majorarea suprafețelor până la 700 de hectare. Tânărul fermier pune accent și pe înnoirea parcului de tractoare. Spune că tehnica nouă îi dă posibilitatea să obțină un randament mai mare. De regulă creștem grâu, floarea soarele. Grâu avem la 100 de hectare, floarea soarele 140, porumb ajungem poate la 160. În agricultură, în Republica Moldova, în 30 timp de 3 ani am învățat că să faci agricultura cum, nu brusc, treptat să faci agricultura. Începând de la, trebuie să începi de la zero ca să cunoști când să ajungi la un nivel mai mare, dacă să cunoști cum să aplici. Recunoaște că nu a fost deloc încântat de propunerea tatălui său de a munci împreună, dar cu timpul a ajuns să-i placă atât de mult încât el este cel care vine cu idei și propuneri. Își dorește să-și dezvolte afacerea, să majoreze numărul de hectare pe care le gestionează. Din ce în ce vrei mai mult. Primele investiții au fost luate, am mama care pistoatar ne mai ajută, eu am fost pistoatar la Portugalia, am fost Italia și am lucrat tot ca tractorist. Tot în agricultor. Văzând acolo, am văzut acolo cum se relucrează, cum se prelucrează, cum se faci, dar să vin și eu acasă în șer. De regulă, tinerii pleacă peste hotare și dacă au un loc de muncă bine plătit, nu mai revin acasă. Dumitru s-a întors acasă tocmai atunci când îi mergea din ce în ce mai bine în Portugalia. Peste hotare au fost, cum pe unele, la început au fost greu. Nu cunoșteam lucru, nu cunoșteam și el. Pe urmă, cu timpul m-am acomodat, am văzut, m-am început să înțelegi cu lumea de prin prejur. M-am gândit la și la noi să fie băghii. Totuși, într-un timp, să avem și noi, cum au și ei de tăi. Dumitru Rotaru poate fi un exemplu pentru toți tinerii din țara noastră. Fermierul spune că la început totul este greu, dar dacă îți place ceea ce faci, depui suflet, atunci n-ai cum să nu obții rezultate.